O femeie a ajuns cu autoturism pe scările unui magazin de piese auto din municipiul Zalău, marți, în jurul orei 7. Evenimentul rutier s-a petrecut pe strada Gheorghe Doja și, din declarațiile martorilor, se pare că doamna a coborât de pe strada stadionului, a evitat o persoană și a pierdut controlul volanului și a apăsat pedala de accelerație, s-a urcat pe trotuar și a intrat pe scările magazinului. Mare noroc a avut că în momentul respectiv nu erau oameni pe stradă, nu a fost lovită de o altă mașină și nu s-a accidentat, iar evenimentul a fost înregistrat ca și tamponare. În scurt timp a sosit o echipă care a transportat mașina avariată, iar asigurările vor plăti daunele provocate de către conducătoarea auto. Mulțumim telespectatorilor anonimi care au sunat și au trimis imaginile la redacție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de Facebook ztv.ro, email zalautv@gmail.com sau pe WhatsApp pe numărul de telefon 0742 073 833, iar la 3 filmări veți primi un cadou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele.